De la versetul 13, pagina 974 în Sfânta Scriptură. Să ascultăm așadar cuvântul lui Dumnezeu. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip, nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Îi suntem recunoscători Domnului Iisus, frați și surori, care ne-a ajutat în această dimineață să putem ajunge cu bine la casa de rugăciune. Ca de fiecare dată spun și de această dată, dacă am ajuns aici, lucrul acesta nu se datorează meritelor noastre sau vredniciei noastre. Dacă am ajuns cu bine aici, faptul acesta îl datorăm bunătății lui Dumnezeu. Harului pe care încă o dată și l-a revărsat față de noi, este scris de altfel în Scriptură, căci bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui n-au ajuns la capăt, ci s-au înnoit față de noi și în dimineața aceasta, și credincioșia lui Dumnezeu este atât de mare. Lăudat să fie Domnul! Mă bucur personal că am avut din nou ocazia să vin la Nădlac. Cred că la familia respectivă a mai fost odată, nu știu la care, din la băiețel, la binecuvântare. Și mă bucur să vă revăd în casa de rugăciune. Mă gândesc că dumneavoastră v-ați rugat ca Dumnezeu să ne dea un cuvânt și eu m-am rugat. Și noi suntem dependenți de Dumnezeu în orice clip a vieții noastre. Pentru că cine umblă cu Scriptura și cu Biblia în mână, el e obișnuit să vorbească, să spună, dar nu asta e important, să ne ținem noi predica. Și după aceea să mergem acasă. Din păcate se întâmplă uneori și așa. Mergem, predicăm și ne întoarcem acasă. Nu știm dacă a atins pe cineva cuvântul, dacă a fost de folos pentru cineva. Dar noi ne-am făcut slujba, zicem noi. Scopul, predica nu este un scop în sine. Noi am vrea să răspundem nevoilor care sunt în popor. Ori noi nu cunoaștem aceste nevoi. Cel care însă ne cunoaște lipsurile, nevoile, trebuințele, este Dumnezeu. Este Domnul Iisus și acest Iisus Hristos, fără să pretind că fac afirmații mari, îi scris ceea ce vă spun, da, e mare afirmația până la urmă, că e scris în Scriptură, acest Iisus cred că este prezent în dimineața aceasta aici. Și dacă e prezent aici, El cunoaște nevoia noastră, lipsurile noastre, știe ce avem noi trebuință. De aceea să mai zicem încă o dată: Doamne, vorbește-ne în această zi. Vreau să aduc și câteva gânduri din pasajul tot clasic și cunoscut din Efeseni. Și apoi mă voi apropia în câteva cuvinte și de textul din Marcu. Spunea acolo apostolul Pavel și se adresa copiilor în primul rând: copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Ascultarea copiilor de părinți constituie și este un act de dreptate. Într-o lume nedreaptă în care trăim, într-o lume unde există mult fals, multă nedreptate, unde există atâta nelegiuire și atâta păcat, care pe zi ce trece se amplifică, și cred că a ajuns la culme deja, trăim zile din urmă, nimeni nu mai contestă acest lucru. Deci într-o astfel de lume în care noi trăim, ascultarea copiilor de părinți constituie un act de dreptate. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, spunea acolo cuvântul lui Dumnezeu. Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Vreau să, poate cineva se va întreba în dimineața aceasta, și mai întâi vorbim copiilor și tinerilor,
Cum pot eu să-mi cinstesc părinții? Că mereu ni se spune asta, să ne cinstim părinții, să-i cinstim și să le dăm cinstea cuvenită. Și vreau să amintesc trei lucruri prin care un copil, un tânăr, poate să cinstească pe tata și pe mama. Și dacă tânărul respectiv sau copilul respectiv nu face așa și nu facem așa cum ne învață Sfânta Scriptură, înseamnă că nu-i cinstim. Poate că unii înțeleg, mă, a cinsti pe tata și pe mama însemnează atunci când, eu știu, împlinește 40 de ani, 50 de ani, 30 de ani, să mă duc să-i duc o floare la tata și la mama, că e ziua lui, ziua ei. Nu am o problemă cu cineva care duce flori când cineva își aniversează ziua. Dacă consideră că e bine, poate să facă lucrul acesta. Dar să știți dumneavoastră că am întâlnit copii care n-au scăpat ocazia și prilejul să ducă floare la tata și la mama, dar a rămas cu atât tata și mama, cu floarea care i-au adus-o copiii. Dacă e numai atât, e mult, mult prea puțin. Haideți să vedem cum poate un tânăr, un copil, să-și cinstească părinții. Și primul lucru pe care vreau să-l amintesc și nu este o noutate pentru dumneavoastră: dăm dovadă că ne, că cinstim pe părinți, că noi ne cinstim părinții, da? Atunci când îi ascultăm, nu? Prin asta dovedesc că eu îl cinstesc pe tatăl meu, cinstesc pe mama mea, când dau dovadă de ascultare față de ei. Dacă nu mi-ascult părinții, de fapt, copiii ascultați în Domnul, așa și începea cuvântul din această dimineață. Dacă eu nu cinstesc, dacă eu nu ascult de tata și de mama, nu pot pretinde că le acord cinste. Dacă vrem cu adevărat să aducem cinste părinților noștri și Biblia ne cheamă să aducem cinste, să-i cinstim, o primă modalitate prin care îi putem cinsti pe părinții noștri este să ascultăm de ei. Haideți să ne întrebăm, iubiți copii și tineri care sunt aici: dăm noi dovadă de cinste ascultând părinții? Poate că cineva se va gândi, părinții mei sunt demodați, părinții mei au trăit într-o altă vreme, cu alte reguli, cu alte principii. Vreau să vă spun și dumneavoastră știți lucrul acesta: noi nu trăim după reguli și după principiile după care se orientează cei din lume, cei din afară. Noi trăim după regulile și principiile pe care ni le arată Sfânta Scriptură. Și Sfânta Scriptură nu-i demodată. Biblia nu e anacronică, cum zic unii. Și care în ea povești și lucruri vechi, bune pentru cei în vârstă și pentru cei bătrâni. Cuvântul lui Dumnezeu este la fel de actual astăzi, așa cum a fost întotdeauna. Și despre Domnul Hristos se spune, și noi afirmăm lucrul acesta bazat pe Biblie, că Domnul Hristos este același și ieri și azi și în veci. Dacă este același Domnul Iisus, Domnul Iisus reprezintă de fapt cuvântul. Spunea evanghelistul Ioan în Evanghelia lui, în primul capitol: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup. Despre cine e vorba? Despre Domnul Iisus. Așadar, același și ieri și azi și în veci. Nu-i demodat cuvântul și nici părinții noștri care au primit credința mai de mult nu sunt demodați. Da, dar ei n-au atâta școală, n-au studiat cât am studiat noi. E drept și asta, că poate n-au atâta școală, n-au atâtea diplome. Dar nu neapărat diploma ne califică pe noi. Da, putem să fim mai bine informați, să adunăm mai multe date despre una și să fim mai bine instruiți într-un anumit domeniu, nu sunt împotriva școlilor, e foarte bine, dar sunt și școli și, dați-mi voie să spun, chiar și în teologie am întâlnit lucruri care nu se potrivesc
cu Sfânta Scriptură. Nu vreau să aduc acum exemple aici, dar există deviații de la adevărul Scripturii chiar și în anumite domenii în care unii învață în teologie. Dar, repet, nu abordăm acest subiect. Vrem să vedem, repet, cum putem să cinstim părinții noștri și am spus, în primul rând, îi putem cinsti atunci când îi ascultăm. Când dăm dovadă de neascultare, atunci ce facem? Îi cinstim sau nu? Îi necinstim. Dacă tata îmi zice să fac ceva și mama îmi spune ceva, dacă tata și mama îmi spune, mă, băiete sau fata mea, nu-i bine să te îmbraci așa. Nu-i bine să îți aranjezi părul așa până la urmă. O să zică cineva, avonul nu și biserica nu-i nici frizerie, nici croitorie, nici... Am auzit și astfel de explicații. Ba unii spun, frate, noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Nu predicăm noi acum haine, îmbrăcăminte, frizură, eu știu... Hristos cel răstignit îl predicăm, dar Hristos cel răstignit însemnează smerenie. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit. Hristos cel răstignit însemnează înfrânare. Hristos cel răstignit însemnează răbdare. Hristos cel răstignit însemnează ascultare. Și putem să continuăm ce însemnează Hristos cel răstignit, pentru că El a răbdat, a ascultat. El a trăit așa cum a trăit și noi știm cum a trăit Domnul Iisus. Orice om, o să zică copiii, na, acum fratele a venit și vorbește cu noi, dar acum vorbim cu orice om, nu mai contează ce vârstă are. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, de aceea orice om să fie grabnic la ascultare. În ce la vorbire, zăbabnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu, spunea apostolul Iacov. Orice om, nu mai contează vârsta. Noi toți trebuie să dăm dovadă de ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, să lase Domnul un duh de ascultare peste noi. Pentru că este o caracteristică a vremurilor din urmă, și în ceea ce privește pe copii și tineri, dar și în ceea ce privește pe adulți, pe oamenii maturi, mari. Spunea apostolul Pavel lui Timotei să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori. Și la un moment dat spune, neascultător de părinți. Și parcă niciodată nu a fost această neascultare cum se manifestă astăzi. Pot și poți să cinstești pe tata și pe mama, dându-le ascultare. Chiar dacă n-au atâtea studii, chiar dacă n-au atâta școală, chiar dacă nu au atâtea diplome, este drept lucrul acesta, ca să ascultăm de ei. Și am spus-o încă de la bun început, este un act de dreptate. Când unul din tâlhari, Domnul era pe cruce și era înconjurat de cei doi tâlhari, unul din tâlhari i-a adresat Domnului Iisus următoarele cuvinte, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Știți ce a spus celălalt tâlhar? Nu te temi tu de Dumnezeu să spui așa? Pentru noi este drept. Pentru că purtăm povara păcatelor noastre. E drept să fim pe cruce, e drept să fim răstigniți, e drept să primim pedeapsa. Dar omul acesta n-a făcut nimic rău. Sunt lucruri drepte în lumea în care trăim și lucruri nedrepte. Și tâlharul a recunoscut, îi drept ce se întâmplă cu noi. În Psalmul 51, versetul 4, să vedeți ce spune aici David. Pentru că își dă seama și el de ceea ce a făcut și vă citesc Psalmul 51, versetul 4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. E drept să fim pedepsiți când facem răul. E drept să fim corectați
E drept să ni se atragă atenția. Să fim mustrați, e drept, atunci când facem ceea ce nu trebuie să facem. Dar încă o dată revin. Ascultat de părinți, de tata, de mama, este un lucru drept și prin faptul acesta noi dăm dovadă că îi cinstim și că le dăm atenția cuvenită și respectul cuvenit părinților noștri. Așa demonstrăm respect și cinste față de părinți pentru că îi ascultă. Sigur că subiectul ascultării e vast, dar mă duc mai departe. Am spus că vreau să amintesc trei lucruri prin care putem să dovedim cinste pe care le-o dăm părinților. Al doilea lucru, spune Apostolul Pavel lui Timotei și îl îndeamnă, capitolul 5 și cred că versetul 4, o să îl caut și o să îl citim. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor, și ascultați vă rog ultima parte a versetului, și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dăm dovadă că cinstim și aducem cinste părinților noștri atunci când le răsplătim ostenelile. Ce înseamnă asta? Părinții noștri poate că au îmbătrânit și sunt aici și persoane cu peri albi. Și eu am albit, chiar dacă nu sunt chiar așa de în vârstă, dar am albit. Da? Dacă vrem să dovedim cinste și nu dacă vrem, că trebuie să-i cinstim pe părinți. Și atunci când au ajuns la vârsta aceasta, mai înaintată, apare neputință în viața lor, apare boală în viața lor. Bătrânețea nu vine singură. Cum ne tratăm părinții? Acum, nu știu, și la noi în România apare sistemul acesta, când tata a îmbătrânit și mama și neputincios pe pat, merem și îl ducem undeva la o casă de bătrâni. Cine să-i îngrijească? Se gândește cineva. Nu vreau să acuz și să condamn absolut pe nimeni și dacă nu sunt alte posibilități, efectiv dacă nu sunt alte posibilități de a rezolva această problemă, în ultimă instanță poți să-l duci și să-l dai pe mâna unor oameni care îl îngrijesc, care îl tratează, să știi unde îl duci. Evident nu recomand asta la nimeni, pentru că un părinte se simte abandonat până la urmă atunci când vede că este trimis la un azil, la o casă de bătrâni și îi lăsat acolo pe alte mâini. Dar, repet, sunt situații extreme când efectiv nu se poate rezolva altfel această problemă. Dar regula, repet, din punctul meu de vedere, poate că nu veți fi de acord cu mine, nu este asta. Răsplătește osteneala tatălui și a mamei chiar dacă a ajuns la bătrânețe și neputință. Vezi ce lipsește, vezi de ce are nevoie, nu mai poate să meargă la cumpărături, nu mai poate lucra în gospodărie. Poate a ajuns pe pat, neputincios, bolnav, nu se mai poate ridica. Și am întâlnit situații și cazuri când, și dumneavoastră știți asta, părinți, uitați și de copii și de lume, undeva într-un sat, unde vecinii văd de ei. Deci copiii sunt plecați nu știu pe unde și nu-i mai interesează de tata și de mama. Dacă vrei să dai cinste părinților, răsplătește osteneala. Mi-aduc aminte, tata al meu, la 83 de ani, a avut un accident vascular care l-a pus pe pat. A rămas văduv de tânăr, mă rog, 30 de ani a trăit. După ce mama a plecat, el a mai trăit 30 de ani. Și
A rămas cu noi, să-l îngrijim noi, eu cu soția. Nu ne-a fost foarte ușor, aveam 12 copii de care trebuia să vedem, aveam gospodăria care trebuia întreținută, eu aveam și eu serviciul meu, aveam și slujba pe care trebuia să o fac și tata la pat. Au venit mulți cu sfaturi și mi-au zis, băi, nu se poate, trebuie să-l duceți undeva. Și eram prins undeva la mijloc. Nu era ușor pentru soția mea, ea aducea greul cu el. Ea era zilnic acasă, ea trebuia să îl hrănească, trebuia să-l spele, să-l ducă la baie, să vadă de el și așa mai departe. Greu, greu a fost. Și am zis odată către ea, să văd ce zice. Zic că cunoșteam pe cineva undeva într-un oraș care avea o astfel de casă, care îngrija pe cei în vârstă, pe cei neputincioși. Ce zici, n-am putea să, am zis eu, să-l ducem să vorbim pentru el, să-ți fie și ție mai ușor, să nu-ți fie așa de greu. Soția mea nu-i cu mine în dimineața aceasta, ea este o femeie blajină, calmă, diferită față de mine, eu sunt mai altfel. Dar atunci, în puținele dăți, când parcă s-a răstit așa la mine și a zis, ce? Noi nu putem să-l îngrijim? Am întors și am lăcrimat și mi-am dat seama că Dumnezeu e bun și are milă și de mine și are milă și de tatăl meu. Și o trebuie să-l îngrijim. Până când a închis ochii, au trecut câțiva ani buni, în care a fost mai mult pe pat, du-l la baie, adu-l de la baie, dă-i să mănânce, spală-l, barberește-l, îngrijește-l și așa mai departe. Dacă cineva dorește cu adevărat să-și cinstească părinții și trebuie să ne dorim asta, răsplătește osteneala părinților. Și atunci când a ajuns la o vârstă înaintată, când nu mai poate, când mâinile au slăbit, când nu mai are vlagă, nu-l lăsa într-un sat uitat de lume, nu-l da pe mâna altora și în grija altora. Tu, ca fiu sau fiică, chiar dacă ai copii, chiar dacă ai greutățile pe care le ai și le avem poate, va trebui să avem în vedere pe părinții noștri și să le răsplătim ostenerile. Doamne, ajută-ne la aceasta, că e scris în Biblie să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și un mod de a-i cinsti, îi ascultăm, doi, le răsplătim osteneala, ne-au crescut, ne-au educat, au muncit pentru noi, ne-au ținut la școală, poate că și-au rupt ei de la gură, cum se spune, să avem noi tot ce ne trebuie, să nu ducem lipsă. Au făcut sacrificii pentru noi și au ajuns acum la vârsta la care au ajuns. Haidem să-i tratăm cu respect și cu cinste. Doamne, ajută-ne! Și al treilea mod prin care îi putem cinsti pe părinți. În Proverbe, în capitolul 22, versetul 18, spunea înțeleptul Solomon următoarele cuvinte și vreau să citesc acest verset. Proverbe 22 cu 28, rectific. 22 cu 28. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Nu e vorba de hotarul de acasă. Dacă vreți, puteți să vă gândiți și la acela, nici acela nu trebuie mutat. E vorba de moștenirea pe care ne-au lăsat-o părinții în credință. Nu pot fi de acord cu manifestările care au loc astăzi în multe biserici. Nu sunt în cultul penticostal, îmi place să cred că nu sunt. În care nu mai contează cum vii la biserică îmbrăcat, nu mai contează cum te manifesti, cum sar, cum țopăi, cum bați din palme.
în fața o trupă de muzicanți, de cântăreți. Poate că au avut părinți care i-au învățat bine, i-au educat bine și nu mă îndoiesc de lucrul acesta, că le-a trasat o linie bună, dar au mutat hotarul pe care l-au așezat părinții. Voi nu știți, voi nu cunoașteți, Domnul nu se uită nici la asta, nici la asta, nici la asta. Că se uită Domnul la inimă, e drept că se uită Domnul la inimă. Și când se uită Domnul la inimă, știe de ce ți-ai pus un cercel în ureche. Nu? Eu poate că nu știu. Că ce este în inimă, iasă în afară. Să nu creadă cineva că rămâne acolo în inimă. Acum nu mai contează. Pentru mulți, repet, cum se manifestă un serviciu religios, fiindcă am primit dar o împărăție, spunea Pavel evreilor, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Proverbe 12 cu 20, Evrei 12 cu 28. O închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Parcă lipsește evlavia în manifestările care sunt astăzi în așa numitele biserici carismatice sau, mă rog, de altă orientare. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Prin asta facem dovada că le dăm cinste. Facem dovada că îi respectăm pe părinții noștri. Au primit credința așa cum au primit-o, mulți dintre ei în regimul trecut, unii au fost prigoniți, unii au fost urmăriți de securitate, unii au trebuit poate chiar să înfunde pușcăriile, să stea la închisoare. Și a venit vremea de libertate pentru noi. Vreme în care nu mai există nicio constrângere. Oare cum trăim credința pe care am primit-o de la înaintași, de la părinți? Haide-mi, iubiți tineri, iubiți copii, să nu luăm așa de repede, așa de ușor tot ce vedem la alții, în vest, pe dincolo. Da, ei se manifestă cum se manifestă. Părinții noștri ne-au învățat cum ne-au învățat și ne-au învățat bine, din Scriptură. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Trei modalități prin care le putem da cinste și trebuie să le-o dăm: ascultându-i, 2. Răsplătind osteneala lor. Dacă am ajuns oameni mari și la casele noastre, a fost un tată, o mamă care poate s-au jertfit, s-au sacrificat pentru noi. Și 3. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții, pe care l-au pus înaintașii. Domnul să ne ajute la aceasta. Haidem câteva gânduri din pasajul care l-am citit din Marcu, în care ni se spune că la un moment dat la Domnul Iisus a venit cineva cu niște copilași. Cine credeți dumneavoastră că au venit la Domnul Iisus cu acești copilași? Deși nu-i scris aici. Părinții! Păi cine este mai interesat de binele copilului decât tata și mama? Părinții au venit cu copiii la Domnul Iisus. Și spune Biblia că au venit cu un scop. Care a fost scopul acestor părinți când au adus copiii? Vă citesc. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Scopul lor, asta a fost, ori văzut ei că pe cine atinge Domnul se întâmplă ceva. Și aș vrea să vorbesc în minutele următoare despre atingerea Domnului. Ce înseamnă atingerea Domnului? Câteva cazuri din Scriptură pe care Domnul i-a atins. Acum, sigur, când vorbim de atingerea Domnului, poate să aibă și o altă conotație această atingere. Bă, zice, l-a atins Domnul pe ăla. Pedeapsă, poate să fie. Poate o să amintesc ceva și de atingerea aceea, dar până la ea am vrea să vedem beneficiile atingerii pe care o realizează Domnul asupra noastră.
Îl rog pe fratele să afișeze Matei, capitolul 9, versetul 27, 28 și 29, câștigând timp, fratele găsește mai repede. Matei, așa, când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau: ai milă de noi, fiul lui David. Versetul următor: după ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis: credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, au răspuns ei. Și versetul 29: atunci, spune Biblia, s-a atins de ochii lor și a zis: facă-vi-se după credința voastră. Când Domnul Iisus s-a atins de ochii lor, orbii aceștia și-au căpătat vederea. Și întâlnim și alte situații în Scriptură când Domnul s-a atins de oameni orbi care n-au văzut și și-au căpătat vederea. Eu aș dori în dimineața aceasta Domnul Iisus să se atingă de ochii micuței Olivia Ruth. O să zică cineva: frate Zarie, dar micuța Olivia Ruth vede, nu-i oarbă. Da, eu știu că ea vede, cred asta. Dar am vrea să vorbim despre o altă vedere. Când va crește ea mare, să poată să vadă deslușit, să vadă bine, să nu vadă diferit de tata și de mama, despre care am vorbit. Că prea mult astăzi copiii și tinerii văd diferit față de părinți și nu văd la fel. Și mare nevoie Domnul să se atingă de ochii noștri. Că e ușor să zicem: Doamne, atinge-te de ochii micuței Rut. Dar să se atingă Domnul și de ochii noștri. N-ați vrea dumneavoastră? Pentru că se întâmplă de multe ori, și eu am fost întrebat, și probabil și aici au fost frați întrebați: frate Zaharie, cum vezi cu tare lucru? Cum vezi? Mă zic: eu așa văd. Dar el zice: eu nu văd așa. Pe care e problema? Cum de nu vedem la fel? Citim aceeași Biblie, mergem la aceeași biserică, participăm la aceleași slujbe, auzim același cuvânt și nu vedem la fel. Cineva are o problemă, dacă nu amândoi. Se poate întâmpla și asta, e cel mai trist lucru. Cineva are o problemă. Zice: ce lumină ai? Mi-aș dori să se atingă Domnul dimineața asta de ochii noștri. Să vedem la fel, să ne dea Domnul lumină, să putem umbla în lumină, nu în întuneric. Și când se atinge Domnul de ochii noștri, el aduce o vedere limpede, o vedere clară. La un moment dat a fost unul de care s-a atins Domnul și îl întreabă: ce vezi? Zice: văd niște oameni, dar mi se par ca niște copaci. Ăsta vedea deformat, vedea el ceva, dar vedea deformat. Dar l-a lăsat Domnul așa să vadă pe oameni ca niște copaci? Mă, cum de-i vedea așa de mari? Că de obicei noi pe oameni îi vedem mai mici. Pe noi ne vedem mari. Asta era problema lui. Nu-i bine să-i vedem nici mari pe unii, dar nici prea mici pe alții. Să vedem așa cum vede Dumnezeu. Să vedem așa cum Dumnezeu vede. Și dacă vedem ca El, avem toate șansele să umblăm așa cum vrea El să umblăm și evident să ajungem acolo unde ne-am propus să ajungem, adică în împărăția lui Dumnezeu. S-a atins de ochii lor. Și noi în dimineața aceasta încă o dată spunem să se atingă Domnul de ochii micuței Olivia Ruth. Pe ea o pomenim în primul și în primul rând și ne dorim să vadă deslușit, să vadă limpede, să vadă clar și să-i păstreze Domnul vederea toate zilele vieții ei. Vorbim de vederea spirituală. Să poată să înțeleagă bine voia lui Dumnezeu. Atingerea Domnului aduce lumină și te face să vezi bine. Un alt lucru pe care îl face atingerea Domnului. Marcu, capitolul 7, versetul 32 și 33. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat de o parte din orod, i-a pus degetele în urechi. Adică s-a atins de urechile acestui surd.
Nu vedea, nu auzea, scuzați-mă. N-auzea, bine. Sau n-auzea deloc ăsta. Dacă eu aș spune în dimineața aceasta, și o să spun, o să spun și acest lucru, ca Domnul să se atingă de urechile micuței Rut și Domnul să o binecuvinteze. Dar micuța Rut aude, frate. Da, cred și eu că aude și bine, e bine să audă. Dar să audă atunci când ea crește mare și spune tata sau mama ceva acestei fetițe. Fetița să răspundă, da tată, da mamă, așa voi face, așa voi proceda. Am fost învățați de mic, am auzit predici de copil. Spunea frații pe vremea aceea că cel mai lung drum e de la ureche la inimă. Băi, cum să fie așa de lung drumul ăsta, că dacă mi-s două palme de la ureche la inimă? Nu, zice că e cel mai lung. Că noi auzim cu urechile. Auzim în mod fizic. Dar nu mai ajunge la inimă. Se pierde. Se rătăcește cuvântul. Spunea psalmistul în cartea psalmilor, odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit. Dacă am spus să se atingă Domnul de urechile micuței Rut, permiteți-mi să spun mai mult de atât. Să se atingă Domnul de urechile noastre. Amin. Să ne pune Domnul degetele în urechi. Că aici spune că i-a pus degetele în urechi la surdul ăsta. Și când ne pune Domnul și nouă degetele în urechi, ni se desfundă urechile. Putem să auzim deslușit voia Lui. Pentru că ascultarea noastră este legată de faptul și de modul cum auzim noi și cum percepem cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă avem o ureche surdă și îmi spune Domnul și azi și mâine și poi mâine și cine știe de câte ori ne-a cerut Domnul un anumit lucru, dar eu n-aud. Am o problemă cu auzul. Și atunci mă întorc la ceea ce am citit. El a luat la o parte din orod, i-a pus degetele în urechi. Să-ți spună Domnul degetul în ureche, ai vrea? Amin! Amin, frate! Îți degetele Domnului! Și când pune Domnul mâna, păi pune și mila! Slăvit să fie numele Domnului! Și părinții aceștia din Marcu ori văzut ei ce se întâmplă când Domnul atinge pe cineva, bă! Dacă îi atinge ochii, ăla și dacă-i orb, vede! Dacă îi atinge urechile și dacă-i surd, îi se desfundă urechile și aude clar și limpede. Și atunci, cum să nu ne dorim să ne atingă Domnul? Cu îndurarea, cu mila, cu harul Lui, cu dragostea Lui, mi-o atins deja. Dar e nevoie să ne mai atingă. Doamne, lasă harul Tău în viața noastră. Atingerea Domnului vindecă așadar și văzul și auzul. Dar tot aici, în versetul 33, el a luat la o parte din orod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui. I-a atins și gura. Și eu mă rog în dimineața aceasta să atingă Domnul gura micuței Rut. Când zice mama sau tata ceva, când ea va crește mare și va putea să rostească cuvinte, să răspundă, da tată, da mami. Așa am să fac. Asta este o gură, o limbă atinsă de Domnul. Dar nu numai gura ei să o atingă Domnul, să atingă Domnul și buzele noastre. De câte ori nu vorbim ce nu trebuie vorbit. De câte ori nu spunem un cuvânt, după ce l-am spus, ne pare rău. Hai vorbă înapoi, mai vine vorba înapoi? Nu mai vine. Se cântă o cântare la noi, probabil și la dumneavoastră. După vorba ce o rostești, lumea știe cine ești. Știe de ești credincios Domnului Iisus Hristos. Mi-aș dori tare mult la frați și nu zic mai ales la surori, dar și la surori, să le atingă Domnul limba și buzele. Pentru că în Psalmul 45 spunea fiul lui Core cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie
limba, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe ce? Pe buze. Să toarne Dumnezeu har pe buzele noastre. Să toarne Domnul har pe buzele micuței Olivia Ruth. Și când atinge Domnul și ochii și urechile și gura și limba noastră, se schimbă. Dintr-o dată se schimbă lucrurile. Când atinge Domnul limba soțului sau a soției, să vedeți ce frumos vorbesc în casă unul cu celălalt. Când atinge Domnul limba tatălui și a mamei și în același timp atinge Domnul limba copiilor din familie, să vedeți ce frumos se vorbește în casa aceea, în familia aceea. Când atinge Domnul limba fraților și a surorilor din biserică, și chiar dacă avem alegeri de comitet, să vedeți ce frumos vorbesc și frații și surorile, pentru că avem buze atinse de Domnul Iisus. I-au adus niște copilași și spune Biblia pentru ce scop? Ca să se atingă de ei. Acum, am zis că vorbesc ceva despre o atingere care poate nu ne-o dorim, dar e benefică și aceasta. În Isaia, în capitolul 6, spune Biblia că prorocul a văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie înalt. Poalele mantiei lui umpleau templul, serafimii stăteau deasupra lui, fiecare aveau 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul, serafimii aceștia, și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Și când Isaia are această imagine, rostește un cuvânt care spune așa: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar spune Biblia mai departe, unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins pe care luase cu cleștele de pe altar. Și ce-a făcut oare serafimul acesta cu cărbunele? Spune versetul următor, mi-a atins gura. Și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Vă întreb pe dumneavoastră, când cărbunele acela a aprins, a atins buzele lui Isaia, oare nu l-o fi ars, nu l-o fi fript pe Isaia această atingere? Eu sunt convins că buzele sunt o parte foarte sensibilă, poate una dintre cele mai sensibile părți ale corpului uman, buzele. Și cărbunele tocmai acolo. Serafimul, cât a fost el de serafim, nu și-a permis să ia cărbunele cu mâna. Cu ce o luat? Cu cleștele. Mă, dar tu ești serafim, mă, ție n-are ce să-ți facă cărbunele, nu? Serafimul a adăpost, el a luat un clește și a luat cărbunele și a atins buzele lui Isaia. Dar, repet, și această atingere care poate e dureroasă, ne ustură, ne frige, ne arde, e benefică pentru noi, pentru că Isaia a auzit acest glas, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Pentru că atingerea Domnului, mai mult decât vindecă văzul, vindecă auzul, vindecă vorbirea noastră, atingerea Domnului aduce iertare de păcate, aduce ispășire, mărit să fie numele Domnului. Repet, chiar dacă uneori e dureroasă, ea este benefică pentru noi această atingere. Și mi-am adus aminte de o altă situație, o altă atingere pe care o face Dumnezeu. Când Ieremia a fost chemat în slujbă, Ieremia căuta să se eschiveze și să refuze trimiterea lui Dumnezeu. A zis, Doamne, Tu vezi că eu sunt un copil și nu știu să vorbesc. Și Dumnezeu a zis, nu zice că ești un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și le vei spune tot ce îți voi porunci eu. Dar Dumnezeu nu l-a lăsat pe Ieremia doar cu trimiterea asta. Și vreau să vă citesc Ieremia, capitolul 1, versetul 7 în jos, dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și voi spune tot ce îți voi porunci
Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și uitați ce a urmat apoi. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Pentru că atunci când Domnul ne atinge gura, Domnul pune cuvintele Lui pe buzele noastre. Și mi-aș dori să atingă Domnul gura micuței Rut. Și în același timp, în dimineața aceasta, pentru că am făcut această afirmație, că Domnul e prezent la noi în adunare, să atingă Domnul și gura noastră. Și odată cu această atingere să pună Domnul cuvintele Lui pe buzele noastre. Spunea Iacov că toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Tot Domnul Iisus este Cel care spunea celor din vremea Lui, farisei, cărturari, cum puteți voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Și mai spunea Domnul, adevărat vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Frați și surori, poate ne păzim de păcate grele, de păcate mari, de, eu știu, lucruri murdare. Domnul să ne dea biruință în privința asta. Dar cum stăm la capitolul acesta al vorbirii? Limba, spunea Iacov, este aceea dintre mădularele noastre care întinează cât din trup? Tot trupul! Limba este și ea o lume de nelegiuire, ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei. Nu trebuie să curvești, nu trebuie să dai în cap la nimeni, nu trebuie să faci alte grozăvii. Numai să nu fiu atent la cuvinte. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri, ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul. Și atunci cum să nu ne dorim să se atingă Domnul de gura noastră, de buzele noastre? Ne-a creat Dumnezeu diferit de tot ce a creat în jurul nostru. Și a creat o lume frumoasă, pământul acesta, cu dealuri, cu văi, cu munți, cu izvoare de apă, cu râuri. A creat desăvârșit, dar deasupra creației l-a creat Dumnezeu pe om. Și ne-a înzestrat cu ceva cu care n-a înzestrat nimic din tot ce a creat El. Ne-a înzestrat cu capacitatea aceasta să rostim sunete articulate, adică să ne putem exprima prin cuvinte. Există comunicare și în lumea animală. Comunică și ele, în modul lor de a comunica. Unii zic că și în lumea vegetală, nu știu dacă e așa. Dar în mod cert, pe noi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu darul acesta al vorbirii, să putem să ne exprimăm mulțumirea, dragostea, iubirea prin cuvinte. Oare știm să ne folosim limba, buzele? Despre Apollo am găsit scris că avea un dar. Știți care era darul? Avea el mai multe, dar Biblia pomenește unul din ele. Apollo avea darul vorbirii. Oare câți dintre noi ne rugăm, Doamne, nu e vorba de darul vorbirii în felurite limbi, nu despre asta e vorba. Darul vorbirii, să știi să vorbești cu soțul, cu soția, cu tata, cu mama, cu copiii. Sigur, la Apollo se referea că avea darul vorbirii vorbind din scriptură, din predicare, dar când ai darul vorbirii, știi să vorbești în orice împrejurare, că-i dar de la Dumnezeu. Să lase Domnul darul acesta al vorbirii în adunare aici. Și peste micuța Olivia Rut, să lase Domnul darul vorbirii. Atingerea Domnului. Sigur că aș mai putea să amintesc, dar mă uit și la ceas. Și vreau să spun un lucru în dimineața aceasta, nu știu, aveți sau nu aveți prieteni, dar poate că ne urmărește cineva. Băi, de ce nu veniți voi cu copilașii voștri, așa cum vine toată lumea creștină, să-i botezați? Să încreștinați. Dacă se întâmplă să, când au fost întrebați, de ce îi botezați de mici? Că n-avem nicio dovadă în Scriptură că cei mici au fost botezați. Și unii încearcă, dar scrie în Biblie că a fost o botezat Pavel casa lui Ștefana. Dar nu scrie în Biblie că în casa lui Ștefana erau copii mici.
scrie despre temnicerul din Filip, că a fost botezat el și casa lui. Dar nu scrie Biblia că acolo erau copii mici. De ce să adăugăm noi și să spunem, sigur, erau copii mici? Uite, eu vreau să vă citesc ceva de unde rezultă foarte, sunt mai multe versete, rezultă foarte clar căci copiii n-au fost botezați. Vă citesc din Fapte, din capitolul 8, da, Filip ajunge în Samaria, predică Evanghelia aici în Samaria, în Samaria până a venit Filip, spune Biblia că aici în Samaria era un om cu nume Simon, care vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Și cei din Samaria au spus despre Simon următoarele cuvinte, atenție, acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Nu era puterea lui Dumnezeu, noi știm asta. Atât de mare era confuzia în Samaria, încât oamenii au atribuit o lucrare demonică, o lucrare satanică, era o lucrare satanică, lucrarea lui Simon, da? Au atribuit-o lui Dumnezeu, câtă confuzie! Și vine Filip, predică Evanghelia, face semne, face minuni și vă citesc Fapte capitolul 7, rectific, nu capitolul 8, Fapte capitolul 7, nu, capitolul 8, bine am zis, da, mă întorc, da, ascultați vă rog, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați, spune aici, atât bărbați cât și femei. Mă, dar unde-s copiii din Samaria? Să nu fi fost niciun copil în toată cetatea. Eu n-am găsit cetate unde sunt bărbați și femei, să nu fie copii. Aici la dumneavoastră, în Lac, sunt și bărbați și femei. Dar sunt și copii, logic. Nu e ceva mare filozofie, da? Dar când a fost vorba de botez, Biblia spune foarte limpede, au fost botezați atât bărbați cât și femei, punct. Pentru că scrie în Scriptură și spunea Domnul Iisus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Copiii, cât îți mici, eu dacă aș lua în brață pe micuța Rut și aș întreba în fața dumneavoastră, Rut, crezi că Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu? Dacă vreți, putem face o probă, da? Să vadă toți! Crezi că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele tale? Să vedeți reacția ei! Nu va spune nimic. O să zică cineva, stai așa un pic, nu dintre dumneavoastră, dintre cei care poate ne urmăresc. Păi mărturisește altcineva pentru ea. Mărturisește nașul sau nașa. Și o încreștinăm. Romani, capitolul 10, versetul 9. Pune-te, rog, acest verset. Să vedeți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să mărturisească altul, auziți? Biblia spune așa, dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn. Și dacă crezi în inima cui? A nașului, da? Sau a nașei. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Iată de ce nu putem noi să oficiem botezul. Credeți că noi n-am vrea să îi încreștinăm de mici? De mici, domnule! Dar am auzit și explicația asta. Dacă se întâmplă să treacă din viață, că sunt accidente, sunt situații când nu supraviețuiesc, trăiesc un an, doi sau câteva luni. Cred că săptămâna asta am fost la Lugoj, la un priveg, o fetiță, o trecut din viață la un an și două luni. Un an și două luni. Pentru că, frați și surori și iubiți ascultători, noi de când ne naștem și venim în lumea aceasta și, dragi copii, de când ne naștem, începe pentru fiecare dintre noi, începe numărătoarea inversă. Și numărătoarea asta inversă știți ce însemnează, da? Merge din ce în ce mai jos, până ajunge la momentul zero. Și când au ajuns la momentul zero, am închis ochii și am plecat. Niciunul dintre noi nu cunoaștem de unde începe numărătoarea. La unii începe numărătoarea de la 90 de ani. Ieri am întâlnit un frate 92 de ani, încă era în putere. Și am putut să discut cu el. Dar fetița asta a trăit un an și două luni. Unde se va duce?
fetița asta care nu a fost botezată? Avem răspunsul în pasajul din această zi, că de ea am vrut să ating și acest subiect. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Și ascultați, vă rog, ce spune Domnul mai departe: căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Deci implicit este a lor, prin definiție, prin teoremă, dacă vreți, care ați învățat la școală, da? Dacă este a celor ca ei, automat, în primul rând, este a lor. Și dacă se întâmplă să treacă din viață un copilaș, el nu-i pierdut? Fac o afirmație mare, s-ar putea teologii să mă contrazică, dar îndrăznesc să o fac. Chiar orice copilaș, indiferent din ce cultură, din ce religie, indiferent unde s-ar naște el, indiferent că părinții ar fi sau n-ar fi credincioși, dacă este copilaș, da? Domnul Iisus aici n-a făcut diferență, a spus: împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Părinții lor, probabil că unii dintre ei încă nu erau botezați, nu știu. Dar când au întrebat ucenicii pe Domnul Iisus: Doamne, cine va fi cel mai mare în împărăția ta? Ei s-au gândit că au rezolvat scaunele aici pe pământ și acum erau interesați să afle cine va fi mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Vă citesc din Matei 18. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Vă să zic că ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu trebuie să ne facem ca niște copilași. Încă o dată ni se spune: copilașii au acces în împărăția lui Dumnezeu. Nu există loc de discuție aici. Dacă se întâmplă să treacă din viață, și sunt situații când copilașii se duc la o vârstă fragedă, pleacă, destinul lor nu este pierdut. Este asigurat prin cuvântul lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu în primul rând este a lor și este în același timp a celor ca ei. Pentru asta nu-i botezăm noi. Dar oricum nu-i lăsăm fără o lucrare pe care se va isprăvi în continuare în această zi aici la dumneavoastră. Așa cum ne învață Sfânta Scriptură, îi vom lua în brațe, dar nu-i vorba de brațele noastre. Noi îi vom lua în brațe, dar brațele noastre sunt brațe de carne. Sunt brațe care pot să obosească. Încredințăm mai departe în brațul puternic al Domnului. Brațul Domnului e tare și Domnul poate să țină și pe micuța Olivia, așa cum a ținut Domnul de-a lungul generațiilor, ne-a ținut pe noi, pe părinții noștri, copiii noștri, și încă mai este loc în brațele Domnului Iisus. Mărit să fie Domnul! Mai este loc în mâna Lui, în brațul Lui, este cel mai sigur loc, cel mai safe. Nu te poate ataca, nu te poate, eu știu, bulversa nimeni. Și o să zică cineva: dar se întâmplă copiii când cresc mari, poate apucă pe alte drumuri, pe alte căi. Da, se întâmplă. Pentru că atunci când ei deja pot să discearnă, ei deja aleg: mai rămân în brațul Domnului sau plec. Domnul nu ne ține cu forța. Și v-ați rugat și dumneavoastră și noi ne rugăm în biserică pentru fiii risipitori. Și dacă sunt și sunt părinți, probabil că sunt, care au copii în lume, să întinde Domnul brațul lui după ei, să se aducă în casa lui. El poate. Și noi îi chemăm. Și noi le spunem și mereu insistăm, poate: haideți, veniți, îi chemăm. Domnul mai mult decât îi cheamă, el îi poate atrage. Și ne rugăm Domnul să-i atragă pe cei pierduți. Încheiem în această dimineață cu ultima parte a citirii. S-a mâniat, le-a zis: lăsați copilașul la mine, să vină la mine și nu-i opriți, că-ți împărăția lui Dumnezeu este acela cu ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi, după ce le-a ținut o predică și le-a ținut o lecție, spune Biblia, ce-a făcut Domnul? I-a luat în brațe. Să ia Domnul în brațele lui pe micuța Rut în dimineața aceasta. Și tot în acele brațe să ne ia Domnul și pe noi. Cum am spus, că este loc în brațul Domnului. Apoi el a luat în brațe
și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Domnul și ia în brațe și Domnul își pune și mâinile peste ei. Să ne ia Domnul și pe noi în brațe și să-și pună Domnul și mâinile peste noi. Mi-am adus acum aminte despre o situație, tot din Biblie, când vorbim de atingerea Domnului. În capitolul 8 din Matei, spune Biblia acolo, când a sfârșit Iisus cuvântările, multe noroade au mers după El, dar un lepros s-a apropiat de El, s-a apropiat de Domnul Iisus și a zis următoarele cuvinte: Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Și Domnul Iisus, spune Biblia mai departe, că a zis: da, vreau, fi curățit. Și ce-a făcut Domnul ca să-l curățească? Și vă citesc Matei, capitolul 8, apoi, așa, versetul 3, Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: da, vreau, fi curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Păi atingerea Domnului ne curăță nu doar de malformații fizice și, mă rog, ceea ce mai avem noi, dar El ne poate atinge și de malformații spirituale. Lepra de acolo, și noi știm ce simbolizează lepra, păcatul. Domnul Iisus ne poate curăța de păcat prin atingerea Lui. De aceea mă rog în dimineața aceasta să ne atingă Domnul pe toți. Și nu în ultimul rând, sigur, poate mulți își doresc atingerea în vederea vindecării trupești. Sunt convins că și la dumneavoastră sunt persoane, frați sau surori, bolnavi în trup. Și în primul rând, evident, când Domnul s-a atins de cei cu o problemă de sănătate, i-a atins și fizic, i-a atins și în trup, i-a atins și în omul din lăuntru, știți slăbănogul acela care a fost adus. Iertatele sunt păcate, dar nu l-a lăsat așa, du-te acasă cu păcatele iertate numai. I-a zis: scoală-te și umblă! Și slăbănogul s-a ridicat și a umblat în văzul tuturor. Că atingerea Domnului înseamnă chiar vindecare fizică și trupească. Și dacă cineva e bolnav și dacă micuța Ruta a mai rămas cu urmări, cu săchele, că am înțeles că a avut probleme de sănătate, Domnul să desăvârșească lucrarea cu ea. Și să o facă sănătoasă pe deplin. Doamne ajută-ne, amin.